Dacă înainte de sărbători brazii au fost împodobiți cu entuziasm, acum începe marea despodobire. Decorațiunile pot fi puse înapoi în cutii pentru a fi folosite și anii următori, dar brazii naturali ajung de cele mai multe ori la gunoi. Există însă și magazine care le oferă oamenilor oportunitatea de a returna bradul. Clienții primesc la schimb un voucher de cumpărături. Cumpărați, îndrăgiți și în cele din urmă returnați pentru a fi transformați în pelet sau compost în loc să fie aruncați la gunoi. Este circuitul ideal pentru brazii natural folosiți de Crăciun. Unele magazine de bricolaj din țară au început de astăzi să colecteze pomii de Crăciun. Sunt amenajate containere speciale unde aceștia pot fi lăsați, iar pentru fiecare brăduț adus, clienții primesc vouchere în schimb. Campaniile de colectare durează toată luna ianuarie. Clienții sunt încântați de soluție. E un lucru destul de bun, pentru că îți primești înapoi 25 de lei, poți să-ți iei ce vrei din magazin. E un lucru bun. Da, e o idee bună. Arată când veniți aici să aduceți brazii în apă? Nu, e al patrulea an. Este foarte bună, e drept că mie mi-a fost foarte greu acum să vin cu el că sunt singură, dar este o idee excelentă, ca și cum la închiria. Și se reciclează și atunci vă dați seama că nu se mai aruncă pe aici, pe acolo. Dar pentru că nu toată lumea se gândește la natură, spațiile pentru gunoi de lângă blocuri ajung să fie umplute și blocate de pomii de Crăciun aruncați de locatari. Din păcate, administrațiile de bloc nu au amenajat locuri speciale pentru pomii de Crăciun, astfel că fiecare îi aruncă pe unde poate, la tomberoane sau pe spațiile verzi dintre bloc. Primăriile orașelor împreună cu firmele de salubrizare lucrează să găsească soluții. Între timp, brazii se tot aruncă.